Da, dar ce vorbim cu domnul? O oră și 6. Da, mulțumim domnului Cristian Crăciun. Aș propune, pentru că a deschis această idee, aș propune o seară în care să ne punem întrebarea, domnul Cristian Crăciun, mă gândeam să ne punem întrebarea cât de important este pentru românii care sunt în diaspora să învețe limba română mai întâi. O temă, poate o faceți odată. Deci, din punct de vedere și științific și din toate punctele de vedere. De ce? Pentru că sunt foarte mulți care ajung așa și cred că, mă rog, învață limba italiană, limba spaniolă, știu ce limbă. Și cât de important este ca acești pui de români să învețe mai întâi foarte bine limba maternă pentru ca să se poată exprima după aceea în celelalte limbi. Păi, în identități. Da. La Evinescu, limba și biserica. Cele două... Da, deci ar fi o temă... Extraordinară, da, da. La care putem invita și cercetători, chiar în domeniul psihologiei. Poftiți? Să invităm, să vedem părerea lor. Păi nu. Nu, e mai interesant. Să vedem cum percepi chestia asta. Dacă mai interesat. Îi interesează, dar... Evident că orice fel de cumpărință trebuie să-și parte dialog. Da.